zisa un bătrân, de ești tânăr, fugi de vin ca de șarpe și de ți se va întâmpla să bei puțin pentru dragostea frățească, numai să-l guști, iar restul lasă-l. Măcar de te-ar și blestema cel ce te silește să bei sau te-ar ruga făcându-ți ție metanii, tu nu băga în seamă blestemul acela, rugămintea și metaniile lui, pentru că să știi că Satana îndeamnă pe unica aceea să-i silească pe călugării cei tineri să bea vin, fiindcă știe vicleanul că vinul și femeile depărtează pe călugări de Dumnezeu. Zisa iarăși, de ți se va întâmpla o călătorie la un loc străin, între oameni necunoscuți, și făcându-se seară, vei merge la oameni ca să găzduiești și să te odihnești, și nimeni nu te va primi în casă, fiind străin, tu nu te scârbi, ci zi în gândul tău așa: de aș fi eu vrednic, Dumnezeu mi-ar face mie odihnă și i-ar îndemna pe oameni de m-ar primi. Zisa un bătrân, de te va chema cineva la masă pentru dragostea lui Hristos și te va pune să șezi pe locul cel mai de jos. Tu să nu te scârbești, ci zi așa în gândul tău: eu nici pe acest loc nu sunt vrednic să șed, căci iată, zic ție, că nici necinstea, nici scârba, ori în ce chip ar fi, nu vin omului fără știrea și voia lui Dumnezeu pentru ispitirea și îndreptarea lui sau pentru păcatele lui. Și cine nu gândește și nu crede acestea, căci Dumnezeu este drept judecător? Zisa iarăși, deci se va întâmpla să trăiești în pustie, păzește-ți mintea, ca să nu-și facă dracii bagiocură de tine, aducându-ți ție gânduri ca acestea, zicând: iată, acum trăiești bine, cu pace, iată, te-ai despărțit de gâlcevi și te-ai izbăvit de clevetirile și vorbele oamenilor. Fă, deci, acum slujbă puțină și trebuința ta în odihnă. Acestea de le vei gândi în cugetul tău, atunci Dumnezeu îți va lua ajutorul său de la tine și îți vei cunoaște neputința. Însă trăind tu în pustie, acestea ți se cade să zici pururea în gândul tău: o, amar mie ticălosului, de vreme ce eu cu trupul trăiesc aici în pustie, iar cu mintea și cu gândul meu sunt totdeauna în lume și oamenii mă socotesc că trăiesc aici viață pământească și nu știu ei că eu aici viețuiesc cu multă lenevire și gânduri spurcate, mâncând, bând și dormind, în zadar petrecându-mi zilele vieții mele. Model de viețuire în sfințenie. Relația cu semenii trebuie să fie totdeauna dominată de smerenie, de mare grijă pentru curăția proprie, dar se acordă în același timp o atenție deosebită și aproapelui, față de care se cere un comportament plin de delicatețe.
S-ar putea spune că uneori patericul este un cod al manierelor elegante, cu plusul că în pateric totul se face din dragoste. Dragoste pentru Hristos și pentru semeni. Zisa un bătrân: de vrei să vorbești de greșeala și păcatul vreunui frate, socotește de îl vei îndrepta pe el sau îl vei folosi pe altul, atunci să grăiești, iar în alt chip de vei vorbi, adică cu răutate, numai ca să-l mustri și să-i descoperi și să-i arăți greșeala și păcatul lui înaintea altora, să știi că nu o să scapi de dumnezeiasca certare, ci și tu singur în aceeași greșeală și păcat sau într-altul mai rău vei cădea, părăsindu-te ajutorului Dumnezeu și, de alții fiind mustrat, te vei rușina. Patericul este plin de asceți, de părinți care au renunțat la toate cele din lume, punând mai presus de toate dragostea de Dumnezeu și de oameni, trăind în neîncetată rugăciune și post aspru. Iată însă că în fața suferinței, a bolii, înțelegerea și dragostea față de cel în suferință se biruie până la a-i spune că el e dator doar cu rugăciunea și mulțumirea adresată lui Dumnezeu. Zisa un bătrân oarecare: fiilor și fraților, să înțelegeți și să știți toți că nici una din faptele cele bune nu este așa de iubită și plăcută lui Dumnezeu și de nici una nu se bucură Dumnezeu așa de mult ca atunci când se întâmplă omului să cadă în vreo scârbă oarecare, în orice chip ar fi, iar el, cu mulțumire, rabdă bucuros până la sfârșit. La fel și de la cel care este bolnav cu trupul său, nu cere Dumnezeu nici cearcă de la dânsul post, înfrânare la mâncare și băutură sau altă osteneală de nevoință a trupului, decât răbdare, mulțumită și rugăciune duhovnicească, și să-i fie mintea și gândul pururea la Dumnezeu. Iar postul și osteneala trupească le face omul pentru înfrânarea zburdărilor necuratelor pofte și a patimilor trupului, că boala trupului este mai presus și mai tare decât postul și decât orice altă nevoință și osteneală a trupului. Pentru aceasta, de la un bolnav nu se cere post și alte osteneli, ci datoria lui este să mulțumească pururea, cu o sârdie și cu toată inima lui Dumnezeu, rugându-se să-i dea răbdare.